Dacă mesajul Vechiului Testament punea accent pe mânia lui Dumnezeu asupra păcătoșilor, mesajul Noului Legământ vorbește despre mântuirea păcătoșilor. Și ce pasaj decât în Ioan capitolul 3, versetul 16, demonstrează acest lucru, unde ne spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dumnezeu a iubit oamenii întotdeauna, însă, din pricina dreptății, nu a putut să-și exprime această dragoste în felul cum o poate face astăzi sub nou legământ.